jos să vedem. Merge un pic jos. Ia uitați, oameni buni, ce peisaj superb. Ne îndreptăm către stână. O frumusețe de peisaj aici. Ne apropiem. Deja se văd oile. Ia uitați, oameni buni, ce frumos e peisaj aici. Stâna. Ce aveți aici, Carpati? Nu, lăsați, lăsați. Da, să nu se dea. Am ajuns la stână, câinii. Uite cum face ăsta din colț. Ia, stai mai lângă noi, așa. Nu face nimic. Ia uite. Nu știu dacă rămâne. Uite ăștia, băi, fane, sunt niște carpatini, să zic așa, mai autentici, nu? Cam da, păi am... Asta e Asia, sau Kangal, ce este? Kangal. E Kangal, dar seamănă un pic și cu Asia. E mare, bă, Kangal. De Bucovina, e din cărșeaua aia de, de vale. Uite, și asta a fătat acum. Acum ai fătat. Câți câini sunt? 2, 4, 7. Frumoși. 7 câini am aici și dincolo tot, cam așa. Cam tineri sunt toți. Da, cam ce vârstă? Păi cei... Ăsta, cu ăla negru, de lângă tractor. Hai, hai. Ăla negru de acolo face acum 2 ani. El cu ăștia 2 suri, 4 ani. Acela negru la fel tot așa, 4 ani. Și Kangalul 2 ani. Am avut 6 fraze de Kangal și din cauza că s-au bătut a trebuit să-i dau. Mm-hmm. I-am dat că nu. S-o băteau între ei? Nu între ei, dar se punea pe câte unul de ăsta și era... Și acolo ia dăpătoarea pentru... beau și câinii și oile. Da, aici le aduc apă, le trebuie apă, le aduc cu bazinul, că n-am, nu e fântână, nu e... Hai, la noi nu prea există zonă de apă. Cu apa, stă în rău, restul, nu avem probleme. Le aduceți cu cisterna? Da. Cu... fiecare zi. Acum e mai răcoare și nu prea, dar la vară, fiecare zi. Ține un pic, Dane, te rog, să-mi pun și eu ăsta la spate, mă, da. Ce a adus 2 oi? Uh-huh. Ia, te rog, prezintă-ne un pic și Kangalul. Un Kangal măricel, așa. Nu prea vrea. Nu prea vrea. Ce vârstă a spus că are? 2 ani. Un Kangal de 2 ani. Cum e Kangalul la stână, așa? Ăsta, vorbind de cazul ăsta. Cum? Bun. E bun, nu? Da. De prin Devan, acum am mai și zis. Ne-a mai și chiar ne-a povestit când ai avut o camera oprită afară. Păi, cu el și... să mai ne zic. Buni, toți a spus șase. Că ați luat un Kangal. Da, am luat din Bistrița, am lăsat 2 Kangal. Am fost la Omo și mi-a zis că intră la mistreț și la ce trebuie să intre un câine. Când am intrat, am mai rămas numai cu o potârniche de a de întors. Restul ăia au fugit. Deci dar în schimb ăștia am crescut eu și așa și... Asta voiam să subliniez și eu aici, băi fane. Nu contează în special rasa și la om și la animal sălbatic, contează linia. Mm-hmm. Adică... da. Eu zic linia și sângele care l-a... Sânge, asta zic, sângele. Să vină dacă din are un pic sânge rece în el, atunci... Deci asta e... El are 2 ani la... am și video, un video ceva cu el. Dar na, îl arătăm altă dată și la 3-4 luni de zile deja dacă prindea un câine străin, îl ținea ca și la pitbull, îi se încleștea gura pe aha. Nu-i mai dădea drumul.
Da, da, da. Atât ai e la ei așa, na, că să ai numai cangali, adică să ții, e cam bătăuși mai. Uh-huh. Ia uitați și oile acolo, că nu le-am arătat așa. Mai îndepărtare sunt. Mergem dacă e să le filmați. Și asta cu, ia uitați ce frumoasă e asta cu mieluții. Asta e fătată de 20 de minute. 20 de minute fătată? Da. Văd că mănâncă placenta, de asta zic. O mână, așa, unele... Așa au obiceiul. Da. Hai, Dane, vină cu... Și aici, la stână, tot așa, mai metisuri, oile. Da, da. Ia ce drăguț e asta. Metisate, noi am băgat în noi țigăi și toți berbecii ce ne-a plăcut. A, uite ce vioi sunt ei. Dacă... Am întârziat ăștia. Dacă bagi... Băi, dar nu, că... încă sunt uși. De acum i-a dat placenta afară. De 15 minute fătat. Și aici e pădure? În partea asta e o pădurice? Aici e un pârâu, o pădure de brad. Frumoasă, frumos pâlcul ăsta de pădure. Da, cam în fiecare an tot aici le pune zona. Mergem și la oi acolo? Haide, sunt. Ia uitați, oameni buni ce... A fătat și ea, ce să-i faci? Mai sunt așa care s-au mai întors. Uite și aici un cârduleț de s-au mieluți. S-au întors și fată la deal mai. Poate Dane cangalul ăla. Interesant, solid așa, adică... Nu prea sunt cu cangalul, mai mult îmi plac carpatinile. Da. Eu sunt cu românești. Ei, da. Mie îmi plac toți. Mie îmi place cam toate rasele. Eu sunt pe toate rasele. Bun să fie să împăzească animal. Da. Interesul poartă sus. Corect. Fiecare cu... Acum fiecare, am zis, fiecare își laudă. Dacă unul are la tână Bucovina, zice că Bucovina e bun. Dacă unul are Kangal, zice că Kangal e bun. Da. Cum ai norocul să-i prinzi? Că poți să prinzi din cam orice rasă, să nu fie bun de nicio ceapă de gerat. Da, 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 da. Am ăstea. Aici e o groapă. Aici am avut stână anul trecut. Aici fierbea mămăliga la câine. Aici fierbează mămăliga? Da. Da, interesant. Uitați, oameni buni, oile acolo. Bă, ăsta e fătat tot acum. Și l-a lăsat maică-sa? E pe aici, să mergi, că ăștia, să nu aibă doi. Și cu unul a plecat. Dar majoritatea, multe fate mi-au fătat cu doi. Au mai fost bunicele, na. Au fost destul de bune oile. Și da, rasa mai contează să fete cu doi, nu numai neapărat că e bună. Aha. Da, aici unde dormiți? Aveți vagon acolo? Coliba. Coliba? Da, o să... O vedem și pe aia. O să vă arăt. Noi avem colibile pe roți. Pe, da, pe roți. Pe roți? O ia ciobanul și o duce unde vrea. Super. Deci, nu... A, poate să o ia el așa? Da. Am crezut că o transportați cu tractor ceva. Nu, nu, nu. O ia și o duce. Până la stână o aducem după tractor pe deal. Aha. Și aici și-o trage... A, pe distanță așa de... Da, unde și-o duce lângă coșare. Aha. Și aici cârdul ăsta de cât e? De 500? Nu e de 500. Mai puține? Până în 350. Aha. Și mai multe sunt în partea aia? Păi mai am două cârduri. Am cârdul cu doi. Aha. Am lătata cu ele. Mai am un cârd cu unul. Aha. Cărdul cu doi nu l-am amestecat, că am vreo 100 și vreo...
Ia uite, și-a regăsit mama, nu? Avem și 10 capre. Carpatine? Da, bălane de ale noastre. Bălane, ia uite, le văd. Interesante caprele astea, bălanele astea. Numai bălane și uite, altceva nu-mi place, nu țiu altceva, nu... Le țiu de plăcere pe ele. Și le mai țiu din cauza de acum câțiva ani un câr de 500 de ori mi-a luat foc. Și am avut noroc cu ele, că a sărit peste flacără și mi-au scăpat. Ah. Mi-a scăpat oile. Deci, aha. Cam au ars în jur de 100 de oi. Din 500, da. Mamă. Ne-a ajutat Dumnezeu de le-am făcut la loc. Și pe unde le pășunați? Pe tot parcursul ăsta aici? Da, până în vârful dealului, până unde-i pădurea sus. Acolo? Da. Deci până pe vârful dealului sus. În vârf. Acum câțiva ani am avut și acolo stâna, numai că e foarte distanță, foarte mare și... Să merg toată în fiecare zi cu apă să le aduc, nu prea e în regulă. Să... Uh-huh. Aici mai aproape i-am lăsat. Că vine fânul, vine... Uite că vin și câinii în coasă sau? A, nu. Câinii stau mai mult pe acolo, nu? Nu. A, vin nu, după dacă oi? Dacă pleacă oile, pleacă și ei, nu prea stă lângă stâna. Aha. Am simțit ceva acolo? Da, am avut urmă de ceva de lucru. N-am treabă cu ei, anul trecut tot ăștia au fost aici și n-am, am avut cârdu cu mie cu tot în partea asta de undeva la 700 și ceva. N-am avut lipsă una să-mi fie nouă. Foarte bun de lighioare. Da. În partea cealaltă am avut anul trecut, prin mai. Lipsă una. Mi-au scos-o câinii de-a târziu. Deci toată vara anul trecut. Acum anul ăsta să vedem. Că întâi la apărare e Dumnezeu. Sau cum să spun, după aia câinii și după aia ciobanul. Că... Ciobanul se pune în colibă să culcă, sau eu, sau ține. Da, mă, da. Mă culc, dacă nu te ajută, nu nimic, n-ai cine să te ajute. Un câine să-ți latre, arunc toile coșarul și... Dar ursul de obicei în zona aici unde este? În pădurea aia? Cam pe peste tot, aici, în zona asta. Aici așa? În pădurea asta? Și în pădurea aia acolo, a? Ăsta cine mai? Vărul. A, e vărul. Stai, mă, că am crezut că e altcineva, mă. Uite cangalul ăsta, a? În toată splendoarea lui. Ce mai se place la cârbă la lat? Da. Alelul la lat. Hai să mai... Uște! Da. Asta mi l-am pușcat aici, să și vede. Dacă... Hai. Aici. Partea asta toată a fost. Uh-huh. Încă mai are în el vreo 89 de biluțe de alea de plumb. Aole. I s-a împrăștiat plumbul în el. Huh. Și l-am cusut.
și a revenit un an de zile. O iarnă întreagă l-am ținut în cameră la căldură. Chiar toamna mi l-am pușcat. Ui, ui, dar... Acum, chiar acum le-am scos afară, sunt ăștia, le-am scos de vreo săptămână afară. Și celelalte ieri le-am scos, nu, sunt mai moși, pot să mai... Acum, imediat începem cu tunsul. A, când le tundeți? O săptămână, două? Cam așa, am vrea să începem, că nu mai au cutat acum. La mână? La farfecă sau da. La... Aha. Anul trecut am tuns cu... Tăticul 1000 de ori, singur, 2 inci. Mi-a venit finul lui tăticul de ne-a ajutat undeva la ultimele vreo 100. Și cât vă ia în 2? Ei, depinde că nici n-am tuns. Am tuns așa, păzic, cam până 50, curățite la picioare, deci tot. A, păzic, cam 50. Da, să degeaba ba și multe și te doară spatele, nu mai faci nimic. Aha, am înțeles. Deci am tuns să putem... Unde am de dimineața, de la 5 până pe la 1, 2... Okay. Ia uita ce frumos sunt iezi acolo. Uite, și aici miei. Foarte frumos. Două oi aici mai, una lângă alta. Sunt berbeci. Ah, berbeci, mi s-a părut mie solizi așa. Da, berbeci. Sunt ceva cu Suffolk sau? Da, 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 da. Deci au metis da. De Suffolk. Cam băștia am băgat între ei că noi cam ținem cum am ținut miei să-i vindem. Sunt foarte buni, adică sunt miei foarte grei. Aha. Deci nu la țurcana, zice că înainte am avut și țurcane, dar nu făcea țurcana, nu o bate pe țigaia la miel, la greutatea de miel niciodată. Mm-hmm. Deci părerea mea. Acum fiecare are părerile. Sar. Da. Vorba. Fiecare. Dar cât sunt de micuți, atâtea sunt și de îndesați. Miei. Mm-hmm. Avem în partea cealaltă cărdu cu 2, tot așa cărdu cu 1. Alea cu 2 încă nu le-am amestecat, dar că începem să mugem de la 1 mai încolo, le amestecăm, le facem între cu celelalte. Uite berbecul de Suffolk aici, 2, metis de Suffolk, cap, cap berbecat. Dar sunt foarte bun că ăștia, dacă se pune lângă câte un mușuroi, acolo stă toată ziua și mănâncă. Da? Da. Restul, ale noastre oile, țigaia noastră, păi umbli după ea, de... ăștia mănâncă aici de n-ai. Deci sunt buni și în regim de... că unii zic că numai pe stabulații să ține Suffolk-ul ăsta. Bun, e prostie. Deci da. După cârți să ține, n-are ăștia treabă. Ăștia i-aduc, acum îi duc numai la toamnă. Poate dacă sunt nou, mai greu ei, nu se ține ca cum merge oile să meargă. Uh-huh. Ori ai avea să faci, să ai un câr numai de astea să stea ele grămadă, ori dacă nu. Deci ei mai stă, mai separat de oi câteodată. Dar n-am avut treabă cu ei. Până acum nu pot să zic nimic, că am avut treabă cu ei sau... Dar mieluții ăștia, ăștia, ieduții de fapt, așa se așează mereu, un grup așa, grupați? Da. Deci capele, deci pe aici, da, ele pleacă din noi, merge prin pădure. Uh-huh. Nu i-am zis la cioban să le păzească. Nu i le-am dat, bă, le păzești, nu. Da, da, da. Bun.
Merge tot așa în grupuri, da. Mergem, sunt curios de coliba aia, dacă e. Da, mai am și dincolo, dacă. A, avem dacă și dincolo? Și aici, da, am și eu, am mai cam toate colibrile am părut. A, și sunt cam la fel toate, da, a? Da. Hai că o vedem dincolo, dacă tot ne așteaptă. Da. Vărul. Oameni buni, aici sunt urși, lupi și șacali. Deci sunt de toate națiile de sălbăticiuni. În toamnă, când a fost goana, acum de 2 luni de zile, de fapt, cam așa, am pușcat 2 șacali. Da? Da. Gonacii ăștia, vânătorii, paznicii de vânătoare? Sau? Da. Ăia zice că e voie să-mi puși. Lup și urs nu te-am pușcat, că nu le dă voie. Lupul și ursul e ocrotit. Da, păi da, nu sunt destui în zonă. Cei mai mulți, acum 2 ani, mi-au venit la coșar, dar nu mi-au venit pentru oi, mă gândesc, că le-am mai dus carne la câini și așa, 7 odată, 7 urși. 7 urși? Da. I-ai văzut pe toți grupați? Da. Păi, au venit 4 din partea asta, au trecut, da? Și 3 de devale au urcat la deal. Dar nu aici, la stâna cealaltă. Aha. Unde o să mergem acum. 3 au venit de devale. Interesantă treaba. Deci ăia i-am văzut, cei mai mulți care a văzut tata cu ochii lui la, până lângă coșar, adică până unde duceam carne la câini. N-am mai auzit niciodată să vină 7 urși deodată lângă stână. Nu, e deci ca și lupul. Nu știu, dar bine, cred că a atras carnea mic. Mirosul de da, carne. Da, mirosul de carne. Aha. I-a atras, până atunci n-am avut niciodată, așa să vezi cât. Și am văzut când a umblat după ăsta, când a fost urfa cele încălduri. Am văzut tot așa 5 odată, aici în vârf. În vârful ăla acolo? Da, în vârful de acolo. Da, una după... Era foarte interesantă, inedit așa, da. Istorisirea asta. Și am ajuns aici în vârf, oameni buni, aproape de stână, totuși nu departe, unde e o cruce din asta și am oprit aici să vă arătăm niște cadre frumoase. Ia uitați ce peisaj aici. Superb. Și acolo e stâna de unde am venit noi, pe drumul ăla, la pădurea aia era stâna. Foarte, foarte frumos. Ia zi, băi, Dan, îți place, mă? Foarte frumos, chiar imortalizam și eu o poză două. Pune și tu, Dan, pe Facebook. Nu mă știe lumea, fane, să sunt pe YouTube, mai ales și pe Facebook. Da, da, frumos. Dar acolo ce este pe câmp acolo? E o căruță? Acolo e a doua stână, da. Acolo e a doua stână? Da. Și aia e căruța mobilă sau cum ziceai tu? Vagonul. Ah. Coliba e lângă coșare cumva, care rost. Tot așa ca un vagon cum ar veni. Aha. Uitați, oameni, trebuie să ajungem acolo, în zona aia. Unde-i vagonul ăla, e stâna lui Ionuț, a doua stână. Ăsta le-am cam pus tot pe pășune, că aici tot așa am pășune pentru animale. E pășune aici, nu? Multă. Da, nu, ăsta le-am pus pe teren, să gunoie, să mai cosim, că facem pentru la iarnă. Fain. Și în vagonul ăla se doarme, nu? Se poate dormi? Da, numai că doarme lângă voi, în colibă, pe bană. Aha, o să vedem și coliba, oameni buni. E o colibă normală ca oricare alta care poate ar mai filma, dar are roți. Are roți. Păi interesant, da. Că cu roți n-am mai filmat. O îi prinzi, o iei ca și cum ai luat o căruță și o duci după tine. Super, de-abia aștept să o văd, că eu sunt înnebunit după invenții de-astea. Am toate colibile așa alea, mai am una de vale, unde am filmat cai, da, aia da. E a mea personală, sau a lui tata, care cum... Da. I-am făcut așa din cauza că celelalte trebuia câte 4 oameni să o iei pe sus, o cari în spate. Pe asta o iei numai și o duci, ca pe căruciorul după tine. Da, interesant de văzut. Unde vrei, unde... Bine, acum nu o duci la deal, pe coaste, da? Pe loc drept așa o tragi, unul singur, o duci liniștit. Mhm, da, frumos.
Haideți, oameni buni, ne îndreptăm către stână. A doua stână a lui Ionuț. Rămâneți cu noi.